Mateusz Dąbrowski sprijină protestul fermierilor. Pentru acest pomicultor miza este mare. Lucrez la fermă împreună cu tatăl meu Marek și cu Tomek, unul din frații mei. Familia mea se ocupă cu pomicultura de multe generații. De mai bine de 100 de ani, producem în livada noastră fructe. Tatăl, frații, soțiile noastre, socrii mei, cu toții ne ocupăm aici de producția de mere. Recoltăm anual mai bine de 1000 de tone. Suntem o familie de țărani. Bunicul meu a fost pomicultor, tatăl, noi toți ne ocupăm cu asta, fiindcă ne place munca în livadă și ne umple de bucurie. Dar observ că situația se tot înrăutățește, fiindcă avem costuri de producție foarte mari și prețul fructelor este foarte scăzut. Prețul fructelor a scăzut la nivelul de acum 15 ani. Concomitent, în ultimii ani, costul de producție a tot crescut. Familia Dąbrowski și majoritatea fermierilor polonezi consideră că normele de mediu ale Uniunii Europene și granița deschisă cu Ucraina sunt responsabile pentru această criză. Noul guvern polonez este de partea Uniunii Europene, dar promite să-i apere pe agricultorii polonezi de concurența neloială a ucrainienilor. Este un fapt că jumătate din terenul arabil al Ucrainei aparține unor holdinguri agricole. Cel mai mare dintre ele are o suprafață de peste 1 milion de hectare. Astfel de întreprinderi agricole nu se pot compara cu nimic la nivelul Uniunii Europene. Raportul nu este deloc echilibrat. Este posibil ca importurile din Ucraina să le amenințe stabilitatea. A permit accesul pe piața europeană fără restricții sau cu restricții minime a fructelor și altor produse din Ucraina a fost un semn de solidaritate cu această țară invadată de ruși. Dar acum fermierii polonezi atrag atenția că acest sprijin le amenință existența. Însă momentul în care au loc protestele înaintea alegerilor europarlamentare și opiniile radicale ale unor demonstranți trezesc bănuiala că nemulțumirea fermierilor ar putea fi instrumentalizată politic. Marea întrebare pe care ne-o punem este de ce au loc tocmai astăzi aceste proteste de o asemenea amploare. Pornim de la premisa că nu este o întâmplare, că sunt manipulate și stimulate din exterior. Suntem absolut siguri că Rusia se folosește de aceste proteste pentru a produce tensiuni în interiorul Uniunii Europene, inclusiv în Polonia. Mateusz Dąbrowski și numeroși fermieri polonezi vor să facă presiune în continuare, în timp ce guvernele din Varșovia și Kiev s-au așezat la masa tratativelor.